niciodată să reducă impozitele pe salarii. Suntem țara cu cel mai mare impozit pe salarizare, cea mai mare impozitare pe muncă din Uniunea Europeană. Uitați-vă la țările vecine, uitați-vă cum fac alții, nu faceți casa cu curul la drum, faceți-o cu fața la drum. Acum, uitându-ne la ce se întâmplă în Europa, cum vă raportați la răscoala enormă a agricultorilor din Europa, Franța, Germania? Că ce văd eu la dumneavoastră este moderație. Domnule, noi suntem vinovați pentru toate școalele din Europa. Da, dumneavoastră? Da. Noi prin școale am organizat toate aceste școale. Voi oameni buni, treziți-vă și Dumnezeu Sfântul. Pe ce lume trăim? Cum ar trebui, practic, să ne raportăm la aceste răscoale? Cine ar fi? Că eu am opinia mea despre ce se întâmplă și o să întreb acum, vă întreb pe dumneavoastră dacă e corectă. Eu cred că politicile Uniunii Europene față de agricultura tradițională și Green Deal-ul, plus alte presiuni, au provocat această revoltă. Am dreptate? Da. Poate greșesc. Asta este realitatea. Au făcut politici contra popoarelor lor. Și au umplut sacii de bani, familiile lor au 300 și mii de ani de aici înainte și pe noi ne-au ucis. Ce soluții vedeți, domnul Mufti? Soluția este clar, până luni să iasă concret, să spun așa, API a deblocat banii în secunda 1, începe banii să intre la oameni, creditul agricol să nu se ție cont de el, că a avut întârzieri, nu 280 de zile, cum va ieși acum, pentru că majoritatea oamenilor ăștia nu se vor încadra. Creditul ăla care vrea să vie pe investiții de la 1 februarie să intre. Domnule, trebuie măsuri fiscale. Și dacă nu le fac, ce faceți? Deci impozitul pe venit să meargă înapoi la 1%. Întrebarea asta nu o să o aflați. Întrebarea asta nu o să o aflați, ce facem? Întrebarea asta nu o să o aflați. Nu facem nimic, deocamdată nu o să spunem ce facem. Problema este că ei trebuie să vină cu măsuri concrete. Fiscalii, da, și bancarii de susținere a producătorului român. Da, eu vă întreb. Există atâtea studii, unele făcute chiar de SRI și eu știu exact în 1992, care prevedeau această situație în care securitatea alimentară a țării va fi pusă în pericol. Cum vom evita? Păi este astăzi. Astăzi este siguranța alimentară. Pentru că ei vor. Și noi am fost primiți în Comunitatea Europeană să devenim piața de desfacere. Ei trebuie să iasă să spună concret că ei au avut poziția ghiocelului. Noi nu mai vrem să fim piața de desfacere. Vrem să fim producători de hrană pentru poporul român. Noi murim și voi înfloriți. Mi se pare normal? Acești oameni nici nu pot chema nici de mine, nici de mine.